Cornelia Catanga a murit. Cântăreața în vârstă de 63 de ani a murit vineri, la Spitalul Universitar din Capitală, unde era internată după ce a fost diagnosticată cu COVID-19. Cântăreața de muzică lăutărească a fost spitalizată joi, în stare gravă. Ea prezenta comorbidități. Potrivit unor surse medicale, Cornelia Catanga a fost transportată la spital cu ambulanța vineri dimineață, a intrat în stop cardiorespirator și nu a mai putut fi resuscitată. Cântăreața suferea de COVID-19. În vara lui 2019, artista a suferit un stop cardiorespirator și avea montat un stent la inimă. Cornelia Catanga s-a născut în pe 9 martie 1958. În satul Zeletin, județul Buzău, și a fost nepoata violonistei Maricica Catanga. În 1964, Cornelia a început să cânte la acordeon, iar în 1966 a cântat pentru prima dată pe scenă, la balul Comunei Valea Plopului, județul Prahova. Din 1967, solista a cântat la nunți, botezuri și petreceri. Catanga a făcut primul pas spre celebritate în anul 1969, după ce a participat la o preselecție la Casa de Creație din Buzău. Aici a fost descoperită de Doina Badea, cu care a colaborat un an, ca solist-instrumentist, acordeon, în cadrul formației acesteia de turneu. În 1971, a cântat pentru prima dată alături de Toni Iordache, iar în perioada 1972-1978, a început să cânte la nunți alături de Nicolae Florian și Marin Nasturică. În 1979, Catanga a cantat pentru scurt timp alături de Romi Capuceanu, iar în 1985 a avut primul spectacol la Sala Polivalența, spectacol de comedie cu momente muzicale, alături de Stella Popescu și Alexandru Arșinel. Din 1986 au început turneele în străinătate, în special Israel, dar și Berlin, și a lansat primul LP în 1989, acompaniată de orchestra lui Ion Onoriu. După 1995, a înregistrat colaborări cu Sphinx Experience, Nicu Constantin și Loredana Groza, dar a continuat colaborările și cu Nicolae Nițescu și Florica Roșioru. Catanga era căsătorită cu Aurel Pădureanu, cu care a interpretat pe aceeași scenă mai bine de 20 de ani.